Citit la știrile Gorj TV, iată câteva dintre subiectele ediției. Complexul energetic Oltenia a publicat astăzi tabelul cu majorările salariale. Cu toate acestea, câțiva angajați au continuat și astăzi protestul extrem. Au rămas în greva foamei în fața instituției. Alții la rând, depolitizarea instituțiilor este una dintre condițiile pe care partidele parlamentare i le-au pus premierului desemnat pentru a vota cabinetul Dacian Cioloș. Cum comentează politicienii gorjeni schimbarea directorilor, aflați imediat. Oficialii Stelei sunt revoltați că Pandurii se antrenează în Ghencea, iar echipa lui Becali are interzis. Patronul Stelei a avut o reacție nervoasă când a aflat că Pandurii se pot antrena acolo. Gorjenii au transmis astăzi un comunicat de presă prin care au dorit să lămurească lucrurile. Amănunte la sport. Câțiva angajați ai complexului energetic Oltenia au continuat astăzi protestul extrem. Au rămas în greva foamei. Oamenii acuză că salariile celor 2700 de angajați au fost majorate pe criterii politice și apartenență sindicală. Administrația CEO Oltenia i-a chemat inițial la discuție, apoi s-a răzgândit urmând să le comunice punctul de vedere. De asemenea, Ion Rușeț a declarat că sesizările protestatarilor vor fi verificate. Angajații spun că vor rămâne în continuare în greva foamei pentru că salariile au fost majorate pe criterii dubioase. Explicațiile, nu știu dacă au fost explicații. Dumnealor susțin că nu au făcut nicio greșeală. Din punctul dumnealor de vedere, s-au acordat pe criterii corecte acele clase de salarizare, iar noi continuăm acest protest pentru că știm că nu e așa. Deci chiar nu este așa. Au făcut total pe dos acele majorări salariale. Vedeți dumneavoastră, să vă dau un exemplu așa ca să înțelegeți. Chiar și la colegii noștri cu clase mici, care au primit câte o clasă. De exemplu, de la clasa 8 i-a făcut clasa 9 sau clasa 6 i-a făcut clasa 7. Păi de la clasa 6 la clasa 7 este undeva la 20 de lei. Atâta i-a pus omului acela, muncitorul, 20 de lei. Iar numărul protestatarilor crește în fiecare zi. Minerii și energeticienii muncesc în condiții grele. De asta suntem așa înverșunați, să ne apărăm și noi drepturile. Aveți semnale că se vor mai alătura colegi? Da. Păi vin în continuu. Deja astăzi au mai venit 3 colegi în greva foamei declarată și după cum vedeți mai vin 10-15 tot timpul, pentru că lucrează în schimburi, mulți nu au libere, vin și ne susțin. Vin lângă noi aici și pichetăm sediul companiei până o să înțeleagă dumnealor că trebuie să ne respecte și să aducă dreptatea și pentru noi, pentru colegii noștri. Păi m-am alăturat aici datorită discriminării pe care CEO o face asupra salariaților. Din nou. Pentru că am mai făcut-o de atâtea ori, ultima dată în martie. Acum, aceste personaje din administrația CEO, împreună cu acele sindicate create de dânsii, au făcut din nou o discriminare. Acei salariați care sunt la dânsii pot beneficia de anumite drepturi, ceilalți nu pot beneficia. Conducerea companiei a declarat că nu este de acord cu această formă de protest. Șeful Departamentului de Relații de Muncă și cu comunitatea din cadrul companiei a declarat că se fac verificări după sesizările oamenilor. Suntem și într-un proces de verificare a celor sesizate de dânsi și cu câteva zile în urmă. Suntem în proces de, verificare care în cursul acestei zile va fi finalizat. Ei vorbesc despre unele discriminări. Un proces, am demarat un proces de reechilibrare a salariului. Acest proces este etapizat, este greu și sigur, în cadrul acestui proces care a început de la bază și mă refer la nivelul subunităților și sucursalelor, s-ar putea să există neconformități. Vom analiza toate aceste neconformități care ne sunt sesizate și se vor lua măsuri. 2500 de angajați ai complexului energetic Oltenia vor avea salarii mai mari din această lună. Este vorba despre muncitori și conducători de formație. 10.000 de euro, atât va costa concedierea fostului director de la UF Motru, Ion Cojocaru. El a obținut în instanță dreptul de a primi daune morale de la prestatorul de servicii al complexului energetic Oltenia. Cojocaru a acuzat că a fost a doua oară când a fost concediat în mod tendențios. Curtea de apel Craiova nu-i dă dreptul acum să revină la serviciu. Va primi însă o sumă frumușică cu titlul de despăgubire.
Respinge ca nefondat apelul reclamantului, schimbă în parte sentința în sensul că respinge capetele de cerere având ca obiectiv anularea articolului 7 din hotărârea numărul 4 pe 16.04.2014 Consiliului de Administrație SCUF Motru SA și reintegrarea reclamantului în funcția de director general, precum și capătul de cerere referitor la plata drepturilor bănești pretinse în baza contractului de mandat. Menține dispozițiile referitoare la obligarea părâtei la daune morale de 10.000 de euro către reclamant și cele referitoare la lipsa calității procesuale pasive a SCCOSA, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova. Decizia magistraților este definitivă. Este a doua oară când Ion Cojocaru obține daune morale în urma concedierii. În 2012 a atacat și prima decizie de concediere și a obținut de la UEF Motru 100.000 de lei și complexul energetic are de recuperat bani de la Cojocaru. Potrivit unei sentințe publicate pe site-ul judecătoriei Motru, fostul director trebuie să restituie 13.000 de lei companiei, bani de care Cojocaru ar fi beneficiat în mod necuvenit în perioada cât a fost director. În timp ce în alte județe din țară sunt efectuate controle pe bandă rulantă și sunt închise săli de spectacole, școli sau alte spații ce presupun aglomerări de persoane, în județul Gorj, pe hârtie, totul este aproape ca la carte. În teren, realitatea este alta. Prefectura, Consiliul Județean, Primăria Târgu Jiu, sute de școli și creșe nu sunt autorizate de ISU și pun în pericol viața celor care trec pragul acestor instituții. Hey. Ce faceți? De fapt, știu. Vă gândiți la mine? Tragedia din colectiv s-ar putea repeta în orice instituție din Gorj. Clădiri importante din județ unde funcționează instituții, școli ori creșe nu prezintă niciun fel de securitate la incendii. Mai mult, acestea nu au fost niciodată autorizate pentru măsuri de protecție și stingere a incendiilor. Iar în cazul izbucnirii unui incendiu, explozii sau cutremuri, cei prinși în vâltoarea evenimentelor nu ar putea ieși. Deci pentru școli sunt autorizate 21 de construcții din 589, care rămân în evidență. 21, deoarece aceste 21 sunt construcții noi, care sunt după 1992 și au fost, se supun, avizării autorizării. Celelalte construcții, probabil, sunt construcții înainte de 89 și, potrivit legislației, nu sunt supuse avizării și autorizării, respectându-se însă normelor de apărare împotriva incendiilor stabilite de normativele în vigoare. Autorizație de la ISU nu are nici Primăria Târgu Jiu, nici clădirea prefecturii. Nici Primăria Târgu Jiu, ca și cu clădirea prefecturii și celelalte spitale care au fost construite înainte de 1989 și nu și-au schimbat destinația, nu se supun avizării și autorizării ISU. Dar puteți spune de ce ei spun că au avizii ISU? Probabil au anumite corpuri, cum sunt și la spitale, au fost renovate și modernizate și atunci s-au obținut pentru punctual, pentru acele spații, autorizație ISU. În realitate, directorii de școli spun că s-au lovit de refuzul celor de la ISU și nu pot primi aviz de securitate la incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență să ne elibereze o, nu știu, aviz de securitate la incendiu. Un aviz de securitate la incendiu. Noi am solicitat asta, evident, târziu, în 26.10.2015, deci practic acum două săptămâni sau trei săptămâni. Și ceream să ne elibereze această autorizație pentru funcționarea spațiilor în care desfășurăm activitatea de învățământ. Și mi-au răspuns cei de la ISU că avizele de securitate ne fac ei trimitere la metodologie și la ordinul Ministerului Administrației și Internelor să emit în următoarele situații și ne comunică situațiile în care se emit și concluzia este că datorită faptului că dumneavoastră nu vă aflați în situațiile de mai sus, pentru aceste spații nu se va elibera aviz de securitate la incendiu. În schimb, primarul municipiului Târgu Jiu spune că nu sunt probleme la nivelul orașului în ceea ce privește școlile. Din punctul meu de vedere, și chiar astăzi am discutat cu domnul inspector șef, cu domnul Ișfan, am discutat cu oamenii mei din primărie de la Direcția de Patrimoniu, la nivel de municipiu, noi nu avem unitate școlară fără avizul pompierilor. Deci, în fiecare an, pompierii verifică unitățile școlare. Directorul Colegiului Național Spiru Hare din Târgu Jiu a readus din nou în discuție că nu este normal ca toată responsabilitatea să fie pe umerii săi, din moment ce nu a fost făcută nicio evaluare a rezistenței clădirii. Nu suntem calificați să asigurăm aceste chestiuni. Mai avem niște comisii alcătuite de învățători și profesori, de PSI, de securitate și
siguranță în muncă, de în situații de urgență. Niciunul nu avem habar de ele. Nu ne putem școlariza la locul de muncă. Nu putem să ne ducem la un curs pentru care plătim 1.000, 2.000, 3.000 de lei și să învățăm acolo situațiile astea. Nu suntem decât irresponsabili dacă ne ajungem în asemenea situație. La grădinițe vor fi efectuate controle mai exigente în următoarea perioadă. Sunt tot felul de covorașe și materiale incombustibile. Acolo ar fi un risc mai ridicat. La școli, majoritatea sunt materiale incombustibile, sălile sunt mari, nu ar fi pericol. Dar inspecția de prevenire în următoarea perioadă va planifica la grădinițe un control mai amănunțit și mai exigent. În schimb, în toate județele învecinate sunt închise toate spațiile care nu prezintă securitate la incendii. Mai multe săli polivalente din țară au fost închise în urma controalelor făcute de pompieri. În Reșița, sportivii din Liga Națională au fost trimiși să se antreneze în școli. Sala polivalentă din Craiova a fost închisă de pompieri pentru că nu are aviz, deși a fost inaugurată în 2012. Între timp, mii de oameni au participat la concursul Eurovision sau la congresul PSD, fiind într-un iminent pericol. Și în Drobeta, Turnul Severin, a fost închisă sala de spectacole din același motiv. Marin Condescu nu mai are interzis la Pandurii sau la CEO Oltenia. Judecătorii de la Tribunalul Olt au admis astăzi cererea lui Marin Condescu de ridicarea interdicției de a se apropia de reprezentanții ai CEO Oltenia, Pandurii sau Eden Red. Recent, Condescu a scăpat și de interdicția de a lua legătura cu liderii FNMS sau de a merge la sediul Federației. Totuși, Marin Condescu rămâne sub control judiciar. Acuzațiile care îi se aduc fostului președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu sunt înșelăciune delapidare, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Protestă în fața Direcției de Taxe și Impozite. O femeie a protestat astăzi în fața Direcției de Venituri. Ea se luptă cu autoritățile pentru o casă. Au încheiat contractul cu o bătrână, însă casa a fost revendicată și obținută ulterior de moștenitor, fiul bătrânei. Acum femeia acuză fiscul că a trecut ilegal proprietatea pe numele bătrânei, deși aceasta a murit între timp. Adela Greco a stat ore în șir dis de dimineață în fața Direcției de Venituri Publice Târgu Jiu, aducând acuze la adresa conducerii pe care o consideră vinovată pentru pierderea unei proprietăți. Femeia susține că a obținut imobilul de la o bătrână pe care trebuia să o întrețină prin hotărâre judecătorească. Noi am obținut printr-o hotărâre judecătorească unde această hotărâre și un cadastru și o intabulare nu au fost anulate de nicio instanță judecătorească din Târgu Jiu. Reprezentanții fiscului susțin contrariul că o altă hotărâre judecătorească a ajuns la ghișeu, adusă de fiul bătrânei, unicul moștenitor al acesteia, care a revendicat și obținut casa prin hotărâre judecătorească definitivă. De ce mi-a trecut o bătrână moartă după 2 ani? În rol? Unde mi-a documente? S-au prezentat documente. Doamne dragă, a venit în certificat de moștenitor. Acum Adela Greco acuză Direcția de Venituri Publice că a trecut casa în proprietatea bătrânei, care era decedată de 2 ani de zile. Problema este veche din 2010, unde doamna Budulan, nu știu cum, a pus la rol o femeie moartă de 2 ani. Iar în urma acestui fapt s-a vândut un imobil la o altă terță persoană. Maria Budulan, directorul unității, susține că procedura impunea revenirea dreptului de proprietate la proprietarul inițial. În cazul de față, bătrâna decedată, până la definitivarea acțiunii de stabilire a succesiunii. Ceea ce facem noi aici, o impunere numai din punct de vedere fiscal. Doamna, eu vă întreb, a venit cu acte de proprietate? Da, doamna, a venit nu cu acte este de act de proprietate. Păi v-am citit din aia e problema este... lui. Aia e problema lui. Dumneavoastră trebuie să verificați. Nu am venit la dumneavoastră decât în documentele care se depun. După ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv, protestatarea se lovește acum de o altă problemă. Aceasta a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare pe imobil, în baza căreia a încasat un avans. Odată cu apariția problemelor de proprietate, cumpărătorul a cerut înapoi suma achitată Adelei Grecu. Cum aceasta nu a returnat-o, cumpărătorul a apelat la un executor judecătoresc pentru recuperarea banilor. Medicul din localitatea Uricani, care a accidentat mortal un bărbat din Gorj, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști din Novaci pentru ucidere din culpă. În loc să-i acorde primul ajutor victimei, doctorul a fugit de la fața faptei. A fost găsit de polițiști pe un câmp la 10 km distanță de locul accidentului. Medicul susține că a dormit la volan și, deși a ieșit de pe drum, a sărit un șanț cu mașina, spune că nu și-a dat seama că a lovit pe cineva. Acesta fiind, de fapt, și motivul pentru care și-a continuat drumul.
Accidentul s-a petrecut ieri pe drumul național care face legătura între Vâlcea și Târgu Jiu, în dreptul localității Bengeș-Ciocadia. Acolo, un bărbat în vârstă de 55 de ani, care lucra la o casă cu mai mulți muncitori, s-a ascuns într-un șanț aflat pe marginea drumului, unde își făcea nevoile fiziologice. În acel timp, pe drum trecea mașina condusă de Constantin Dobrescu, care a pierdut controlul volanului și l-a lovit mortal pe bărbat. În loc să-i acorde primul ajutor victimei, doctorul a plecat în trombă. Medicul susține că a dormit la volan și, deși a ieșit de pe drum și a sărit un șans cu mașina, spune că nu și-a dat seama că a lovit pe cineva. Dacă ai fi știut că am dat peste un om, se schimba situația. Se schimba situația. Dacă omul ăla a avut neșansa să fie în locul ăla făcându-și nevoile pitit într-un lăstăriș în care pur și simplu nu l-am văzut, că n-avea cum să-l văd, fiindcă eram buimac. Ăsta e adevărul. Când a țipești la volan, ești buimac. Pur și simplu. Asta a fost. La câțiva kilometri să vă dați seama că s-a întâmplat ceva. Să vă spun sincer, dacă nu mi se aprindeau avariile pe bord, în continuam drumul. Ghinionul a fost însă de partea doctorului Constantin Dobrescu, întrucât polițiștii din cadrul Poliției Novaci l-au reținut aseară pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Novaci au reținut pentru 24 de ore și au introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeșe Gorj un bărbat de 61 de ani din orașul Urican, județul Hunedoara, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de ucire din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea polițiștilor. Medicul de familie Costin Dobrescu a ajuns astăzi în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Novaci cu propuneri legale. Bărbatul de 61 de ani din Urican este bănuit de săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea polițiștilor. Alții la rând, depolitizarea instituțiilor este una dintre condițiile pe care partidele parlamentare i le-au pus premierului desemnat pentru a vota cabinetul Dacian Cioloș. Liberalii i-au cerut astăzi lui Cioloș să curețe administrația. Acest gând le dă fior directorilor de deconcentrate din Gorj, care au ajuns pe fotoliile respective cu sprijinul PSD. Liberalii abia așteaptă să fie făcute schimbări la deconcentrate. Șefii de instituții sunt generați de politic în România. Și atâta vreme cât există corupție pe toate palierele, adică tu, politician, îl pui pe unul că e rubedenie sau eu știu cu ce contribuie, ăla, incompetent, la rândul lui, ori trebuie să-și recupereze ce ți-a dat ție politician, ori la rândul lui își mai numește și el rubedenii sau alți prieteni. În schimb, socialdemocrații nu se așteaptă să fie înlocuiți directorii. Prin vicepreședintele PSD Gorj, Ciprian Florescu a declarat că speră ca noul guvern să mizeze pe stabilitate. Dacă într-adevăr primul ministru desemnat, Cioloș, va merge pe ideea unor miniștri tehnocrați, cumulat cu ideea că s-a încercat în ultima perioadă de către fosta guvernare o depolitizare a instituțiilor deconcentrate, să se meargă pe principiul de a se păstra acești directori, acești conducători de instituții deconcentrate, chiar dacă ei poate pe aici pe acolo au avut și conotații sau susținere politică. Din ce știu eu în acest moment, la nivelul județului Gorj, sunt foarte mulți directori de deconcentrate care poate doar au fost susținuți pentru o astfel de funcție de către arcul guvernamental, fostul arc guvernamental, așa încât am putea să spunem că dacă aceste principii ar fi păstrate, n-ar cam trebui să se teamă nimeni. Mai mult decât atât, Florescu bagă mâna în foc pentru un lucru. PSD nu a promovat incompetenți în funcția de director. Asta în condițiile în care există foarte multe nemulțumiri, mai ales în ceea ce privește directorii de școli promovați, cei mai mulți după criterii politice. Și în cultură au fost impuși șefi social-democrați care nu au nimic în comun cu mișcarea culturală. Dacă ei sunt tehnocrați, pot lucra cu orice director de deconcentrată. Atenție, cu orice director capabil. Acolo unde se consideră că unul dintre ei, sau mai mult, au dat dovadă de incompetență și e puțin probabil să se întâmple așa ceva la modul general, este clar că vor pleca. Dar Partidul Social Democrat, UNEPR, ALDE, arcul guvernamental, fostul arc guvernamental, nici nu a promovat incompetenți și nu a păstrat pe posturi directori, conducători de instituții deconcentrate care să se fi făcut de râs. Primul ministru Cioloș ar putea reseta totul pe scena administrației, a subliniat copreședintele PNL Târgu Jiu, Marcel Romanescu. De asemenea, Romanescu susține micșorarea numărului de bugetari. Oameni care
au căpătat un statut de deputat, de consilier județean, de președinte de consiliu județean, dar care în spatele lor nu au niciun fel de expertiză și care, cum să vă spun, astăzi tremură. Pentru că se gândesc, domnule, dar dacă se întâmplă cu actualul guvern să meargă până la capăt. Nu doar că tremură, dar speră că acest guvern să-și rupă gâtul. Cu normal, este firească această gândire. Dar s-ar putea ca guvernul Cioloș să reseteze tot ce este în momentul de față în administrație. Și să vină și să ne pună în față un plan. Să spune, domnule, nu mai am nevoie de 1.200.000. Asta este. Acceptăm sau nu acceptăm, dar riscurile ni le asumăm. Nu mai am nevoie de 1.200.000 de bugetari. Am nevoie de 800.000 de bugetari și în felul acesta creez o competiție corectă în rândul celor care sunt acolo, dar și cu posibilitatea celor care vor să intre în sistem. Cum s-a întâmplat la ANAF? Din păcate, ceea ce s-a întâmplat la ANAF s-a făcut în mod haotic și asta o vă spun sincer. Pe de altă parte, liderii ALDE Gorj sunt convinși că noul guvern va aduce și fețe noi la nivelul deconcentratelor din județ. Prefectul județului Gorj este amenințat cu plângere penală. Liderii PNL îl acuză pe Alin Văcaru că tărăgânează eliberarea ordinului care să înceteze mandatul fostului primar de la Drăguțești. Alin Văcaru a primit și ultimatum de la conducerea Partidului Național Liberal Gorj. Indiferent cât de puternici se crede ei sau inconștienți, că nu știu unde să-i introduc, în ce categorie, în ziua 31 vom face plângere penală pentru abuz în serviciu dacă acest ordin nu este emis. Potrivit legii, prefectul trebuie să emită ordinul de încetare în 30 de zile de la solicitare. Foarte clar, se încearcă clar o tărăgânare a emiterii ordinului. În ziua 31, dacă nu este ordinul emis, au 30 de zile să emite ordinul, așa cum prevede legea. În ziua 31, eu personal voi face plângere penală. Legea în județul Gorj va începe să fie respectată. Împotriva prefectului, pentru că dânsul trebuie să emită ordin. Irinel Ungureanu a fost radiat din PNL în urmă cu câteva săptămâni, pe motiv că a adus prejudicii de imagine partidului. A rămas astfel fără sprijin politic și va pierde și funcția de la primărie. Comuna Padeș este în continuare fără primar. Consiliul local nu a reușit să desemneze un primar interimar pentru că nu a fost realizată o majoritate. Din cei 13 consilieri, unul, consilierul independent, cel care putea face diferența, a lipsit. Două nume au fost propuse de cele două tabere, Serafim Antonie din partea PNL, respectiv Mihai Argintaru din partea PSD. Fiecare a obținut câte 6 voturi. În continuare, secretarul și juristul comunei se vor ocupa de destinele localnicilor din Padeș. Copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, a dat asigurări că la următoarea ședință programată pe 2 decembrie, PNL va avea majoritate și va desemna primarul interimar. Comuna a rămas fără primar după demisia lui Ilie Dragoteanu. Liberalul a demisionat invocând motive de sănătate. Târgu Jiul este orașul șantier în această perioadă și pentru că iarna bate la ușă, reprezentanții municipalității îi presează pe constructori să finalizeze lucrările. Din cauza lucrărilor de reabilitare și modernizare pe mai multe străzi din municipiu se circulă pe un singur sens, fapt ce îngreunează circulația rutieră. Mai multe imagini și amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Mă întors la știri, senatorul Tudor Barbu continuă seria aberațiilor. Devenit deja un personaj pitoresc în sfera politică, Barbu își dă din nou un petic, de această dată jignind practic o întreagă comunitate. Localnicii din Drăguțești au ajuns acum în atenția lui Barbu. Marea comună, Drăguțești, ăsta epicentru, miezul Republicii România. Și asta nu a fost tot. Da, Irinel, vino la tata, ești membru PNL, da, ieși afară, ești exclus. Punct. Lui Barbu i-a intrat în sânge OTV-ismul și răbuvnește când nu te aștepți, rămânând aproape marcat după nopțile lungi petrecute lângă Dan Diaconescu în căutarea Elodiei. Nu se mai poate să uiți sute de milioane într-o cârciumă în Târgu Jiu. Banii mei? Nu! Păi vin ospătarii, domnule, am găsit și noi niște sute de milioane. Nu sunt ale mele. Unde era presa din Gorj? Ale cui erau sutele de milioane găsite într-o cârciumă? Păi de-aia s-a ajuns aici. De-aia, pentru că se pierdeau sute de milioane în cârciumile din Târgu Jiu și nimeni nu comenta. În stilul său caracteristic, Barbu nu a ratat nicio ocazie fără să nu aducă în discuție scenarii halucinante și demne de domeniul fantasticului. La controlul, ultimul control, sunt 50 de miliarde gaură. Da, deci e un document oficial în sensul. Da, bineînțeles.
Este un audit oficial. 50 de miliarde gaură. Șeful poliției avea datorie la apă sute de milioane. Familia Filip, datorie la apă sute de milioane. Este ceva halucinant. Cercurile de interese oculte, unele chiar mafiote, domnul Milea. Mafiote. Nu trebuie să uităm nici de fabuloasa sumă pe care a vehiculat-o Barbu drept viitoare mită la alegerile locale de anul viitor. 1,5 miliarde e suma pe care senatorul spune că o negociază socialdemocrații pentru un vot în Consiliul Județean. Târgu Jiul este orașul șantier în această perioadă și pentru că iarna bate la ușă, reprezentanții municipalității presează pe constructori să finalizeze lucrările. Din cauza lucrărilor de reabilitare și modernizare, pe mai multe străzi din municipiu se circulă pe un singur sens, fapt ce îngreunează circulația rutieră. De când Târgu Jiul s-a transformat într-un imens șantier, s-au schimbat și regulile de circulație în oraș. Mai multe străzi au fost închise, altele fiind transformate în artere cu sens unic. Oamenii sunt revoltați de faptul că circulația a fost restricționată și că autoritățile nu reușesc să finalizeze lucrările. O stradă durează 50 de ani, ăsta trebuie să dureze 5 ani și el. Două palme de asfalt pus jos, nu? Ca și la noi. Ba nu se iasă. Bineînțeles că da, și pe circulație, și pietonii, și mizerie pe jos pe acolo, că trebuie să calci pe asta de urși pe pantofi. Patru străzi din municipiul Târgu Jiu se află în plin proces de reabilitare integrală. Administrația publică locală a încheiat contractul de finanțare cu suma de peste 3 milioane și jumătate cu Ministerul Dezvoltării, iar în acest an alte 9 miliarde au fost asigurate din buget local pentru reabilitarea de străzi din municipiul Târgu Jiu. După cum vedeți, pe strada Panduri se definit. În proporție de 80% este realizată rețeaua de canalizare pluvială. Din urmă s-a intervenit cu refacerea bordurilor, trotoarelor, astfel încât sperăm ca până la sfârșitul anului mare parte din această investiție să fie realizată. De asemenea, pe străzile Dobrogeanu-Gherea, Mărășești, pe strada Luncilor, de asemenea, se face o reabilitare completă, se lucrează în prezent la canalizarea pluvială. Gorjenii sunt de părere că lucrările de reabilitare trebuiau făcute noaptea pentru a nu îngreuna traficul. Afară, dar noi nu învățăm niciodată nimic. Nu învățăm și nu o să ne mai vindecăm niciodată. În 5 ore după ce a decopertat zeci de kilometri, l-a și asfaltat la loc. În 5 ore atât. Și se lucrează noaptea, nu ziua. Reprezentanții primăriei dau vina pe temperaturile scăzute din timpul nopții, care nu permit efectuarea lucrărilor de asfaltare. Noaptea este fric, nu se poate. Deci când temperaturile au permis, s-a făcut și noaptea, dar nu toate nopțile au permis partea de asfaltare. Dacă nu permite, se asfaltează ziua. Deci începe ziua și dacă vremea, timpul, temperatura este bună, să continuăm până târziu. Aceasta este prima etapă prevăzută de programul de reabilitare a străzilor din municipiul Târgu Jiu, iar atragerea de fonduri de investiții este esențială pentru administrație. În acest an, 9 miliarde de lei vechi au fost investite din bugetul local în vederea activităților de reabilitare a străzilor din municipiul Târgu Jiu. Irina Mailat, femeie de 44 de ani din orașul Novaci, reținută în luna august după ce și-a învățat fica de 12 ani să se sinucidă, a ajuns acum din nou în arestul poliției. Asta după ce și-a amenințat cu violență din nou copila, pe care tocmai ce o luase acasă de la centrul aflat în subordinea protecției copilului Gorj, unde a fost internată. Acum polițiștii au deschis pe numele agresoarei un nou dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Doamna Mailat, sunteți vinovată? Nu. Cine dacă vă dădea Udrea acasă, era alta situația. Dacă aș fi primit casă de la Udrea, era aceeași situație? Nu era. Nici bine nu a ieșit din arestul poliției că a fost reținută de polițiști din nou. Este vorba despre Irina Mailat, femeia căreia Elena Udrea i-a promis o casă după ce locuința sa a fost spulberată de inundațiile care au avut loc anul trecut în vară. Irina Mailat a ajuns în custodia polițiștilor după ce și-a amenințat cu acte de violență fica în vârstă de 12 ani. Copila a fost internată în centrul de primiri urgențe a protecției copilului Gorj, iar după eliberarea mamei sale a venit în vizită acasă. Irina Mailat nu a încetat să-și amenințe cu acte de violență propriul copil, motiv pentru care polițiștii au reținut-o din nou. Polițiștii în cadrul poliției orașului Novaci au reținut pentru 24 de ore și au introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj o femeie de 44 de ani, bănuită de săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Din cercetări a reieșit faptul că aceasta ar fi proferat amenințări asupra fiicei sale. După ce a fost spulberată casa, Irina Mailat a primit un modul în care a locuit împreună cu fica sa. Ulterior, cele două s-au mutat la un bărbat acasă, persoană care a ajuns după gratii după ce a întreținut relații sexuale cu minora de 12 ani. Irina Mailat a fost implicată și în unele scandaluri în care amenință că se omoară împreună cu fica sa dacă nu le este acordată o locuință.
Un turist din județul Gorj a fost recuperat de salvamontiști înainte să fie prea târziu. Bărbatul s-a rătăcit în munții Parâng și a ajuns în Valea Gilordului fără să cunoască traseul. A cerut sprijinul salvamontiștilor gorjeni care au intervenit imediat pentru salvarea acestuia. Este singurul caz înregistrat în ultimele 3 luni de salvamontiștii gorjeni. Aproape toate traseele din munții Gorjului sunt marcate pentru ca turiștii să nu se mai rătăcească atunci când se încumetă să exploreze frumusețile județului. Este afirmația făcută de șeful Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, care conduce de fiecare dată operațiunile de salvare montane. Dacă anul trecut au fost înregistrate mai multe cazuri de persoane rătăcite în munți, anul acesta doar cu un singur caz s-au confruntat. Dacă anul trecut am avut 9 cazuri de persoane rătăcite în munte, în acest an am înregistrat decât una. Și acest lucru, ținând cont că activitatea turistică și activitățile economice din munte sunt în continuă creștere, acest lucru, repet, se datorează numai faptului că am reușit să marcăm aceste trasee turistice montane și majoritatea intersecțiilor pe drumurile forestiere. Deci, practic, orice om care reușea să ajungă la un drum forestier sau pe o potecă turistică, găsea la prima intersecție un semn care îi spunea care e direcția bună și sperăm că prin măsurile care le vom lua și în anul următor vom asigura o orientare cât mai bună a turiștilor pe munte. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, salvamontiștii au luat la picior timp de 2 ani munții noștri pentru a marca traseele turistice, astfel încât cei care se pierd prin păduri să găsească totuși un punct de reper. Timp de 2 ani de zile noi am făcut o acțiune foarte mare de reamenajare a traseelor turistice montane. Le-am dat practic o altă față, am montat peste 100 de stâlpi în munții Gorjului, stâlpi de marcaj, mii de semne de marcaj și credem noi că starea traseelor la care am reușit să aducem aceste trasee în acest moment este una dintre cele mai bune din România. Mai mult de atât, am implementat și un proiect prin care toți stâlpii sunt marcați cu un anumit număr și în funcție de acest număr știm exact care sunt coordonatele și locul în care se află accidentatul. Acțiunea de marcare a traseelor rămase va continua și anul viitor pentru a acoperi întreaga zonă situată pe raza județului Gorj. Sute de gorjeni au posibilitatea să efectueze gratuit testele Papa Nicolau și HPV. La acțiune vor lua parte specialiști de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Pot fi testate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani. Jumătate dintre gorjencele care au fost testate în campania trecută au fost diagnosticate cu diferite forme de cancer. Gorjencele care vor să-și efectueze gratuit testul Papa Nicolau o mai pot face până mâine. Este vorba de un program finanțat de guvernul norvegian și dus la îndeplinire de către Asociația Sfânta Teodora și Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. În fiecare an, comunitatea internațională interesată de problemele întâmpinate de bolnavii de cancer oferă soluții în speranța că numărul cazurilor de îmbolnăviri și decese se va reduce. Această campanie, de fapt, nu face un test Papa Nicolau simplu, face un test Papa Nicolau cu o metodă nouă de ultimă generație cu recoltarea în mediu lichid și testarea tipurilor de HPV oncogen. Deci sunt de fapt 2 teste într-un singur test. Avem populație defavorizată. Mâine, după prânz, ne vom deplasa la Tetila. Avem acolo un grup organizat pe care îl vom controla. Femeile sunt încântate că au această ocazie. Știți cu probleme de sănătate? Nu mă știu până în prezent, domnișoară. Nu mă știu până în prezent. Probleme. Cum mi se par aceste acțiuni? Foarte bune, mi se pare. Pentru noi, oamenii de la țară, niciodată până acum nu l-am făcut, să știți. Acum e prima dată când fac. Situația este alarmantă la nivelul județului Gorj în privința îmbolnăvirilor de cancer. Jumătate din gorjencele care și-au făcut testul Papa Nicolau în prima campanie au fost diagnosticate cu diferite forme ale acestei maladii. Trebuie să vă spun că sunt tristă pentru că în seara care a trecut am vizualizat rezultatele primei campanii a celor 350 de teste care s-au făcut și jumătate din aceste teste sunt cu rezultate care arată că este o problemă la nivelul colului uterin. Efectuarea testului Babeș Papa Nicolau este esențială pentru ca femeile să depisteze la timp orice problemă medicală ce ar putea degenera în cancer de col. Un test efectuat la timp reprezintă o șansă în plus la viață. Peste 5.000 de gorjeni au fost depistați cu o formă de cancer. În România, în fiecare an, sunt diagnosticate peste 3.000 de noi cazuri de cancer de col uterin. În acest moment, 40.000 de românce suferă de această afecțiune.
Zeci de gorjeni au avut astăzi ocazia să-și testeze gratuit valorile tensiunii arteriale și ale glicemiei cu ajutorul voluntarilor de la Crucea Roșie, aflați la datorie într-un cort special amenajat pe centrul Târgu Jiului. Aproximativ 500 de teste de glicemie au fost puse la dispoziție. Acțiunea a marcat în avans Ziua Mondială a Diabetului, sărbătorită în fiecare an la data de 14 noiembrie. Târgujienii care au trecut prin centrul municipiului au avut ocazia să-și testeze gratuit glicemia și tensiunea arterială. Asta în cadrul unei acțiuni organizate de Crucea Roșie Gorj cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva diabetului. Am ales să montăm cortul în această zonă pietonală pentru că este mai aglomerată. Am început cu ora 9 pentru că valorile glicemiei așa se măsoară ca să fie cât mai aproape de realitate și am pus la dispoziție 450 de teste. Noi vom mai încerca să desfășurăm activități de acest gen. Testele pentru glicemie puse la dispoziție gratuit s-au epuizat imediat. Târgujienii au lăudat inițiativa voluntarilor de la Crucea Roșie Gorj. Cum testarea a fost gratuită, oamenii au venit în număr mare. Cum vi se par asemenea acțiuni? 104. Sunt foarte bine venite cu oamenii, cred că mulți nu au bani cu ce o să le facă și mai sigur sunt la doctorul de familie, care sunt asigurați, care nu sunt asigurați. Rămân cum a fost ca înainte. Vă știți cu probleme de sănătate? Da, cu hipertensiune. Vă știți cu probleme de sănătate? Ne mai supără câte ceva, că acum suntem la o vârstă și trebuie să ne o luăm. Cum vi se par aceste acțiuni? Foarte bune. Bune, mai ales că ca pensionari nu ne prea ducem ca să ne... Dar așa venim când se poate. Mai ales că este și gratuit? Da. Foarte bine, foarte bine e venită. Da, mai am avut probleme, dar mai iau tratament și cade și mă simt așa bine când după tratament. La nivelul județului nostru sunt prinși în evidențele medicilor numai puțin de 12.632 de diabetici. Dintre aceștia, 2.633 sunt dependenți de insulină. Festivalul Maria Lătărețu a ajuns la final după două seri de concurs unde au participat 40 de interpreți din țară și din străinătate. S-a încheiat aseară cu gala laureaților. Trofeul a fost câștigat de o tânără de 20 de ani din județul Olt. Surpriza galei însă a fost un deținut de la penitenciarul Târgu Jiu. El a fost premiat de directorul ansamblului Doina Gorșului. Două seri de muzică și voie bună la Târgu Jiu. Festivalul Maria Lătărețu, aflat la cea de-a 12-a ediție, a adus pe scena de la Casa de Cultură a Sindicatelor concurenții din toate colțurile țării, dar și nume consacrate ale folclorului românesc. Chiar acum l-am putut asculta pe scenă pe maestru Fărcașu. Mulți alți interpreți de valoare vor fi în seara asta pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Târgu Jiu, alături de ansamblu artistic profesionist Doina Gorjului. Din cei 40 de concurenți, doar unul a plecat acasă cu marele trofeu. Este vorba despre Popescu Anișoara din Olt. Tânăra a reușit să câștige trofeul festivalului și să primească 3.000 de lei oferiți de Consiliul Județean Gorj. Să dăm premiu, să vedem unde merge. Merge în Olt, dragii noștri, la Popescu Anișoara! Așteptăm și câștigătoarea trofeului. Din ce parte? Din ce parte? Felicitări! Felicitări din suflet! Felicitările gorjenilor! Te așteptăm să ne și cânți! Foaie verde și unul tău să nu spară mama rău când s-or cânta zorile și-oi coboară scările. Juriul a fost impresionat de prestația oltencei. A fost foarte greu, pentru că în juriu au fost personalități ale domeniului, competenți, și au deliberat din prima, ca să spun așa. Marele premiu a fost ales în unanimitate. Anișoara Popescu este o tânără care promite și cu certitudine vom mai auzi de ea peste an. Printre concurenți a fost și un deținut din cadrul penitenciarului Târgu Jiu. Ionuț Mihai Cobzariu s-a prezentat la preselecție și a reușit să participe la concurs. Aseară el a fost premiat de către directorul ansamblului profesionist Doina Gorjului.
Organizatorii festivalului s-au gândit să-i mâneze lui Ionuț o diplomă de participare, un trofeu într-o aducere aminte și, nu în ultimul rând, un album frumos, proaspăt tipărit, în care și el se regăsește. Ionuț Mihai Cobzariu este din Vâlcea și a încântat membrii juriului cu o melodie gorjenească. Acesta a spus că este încântat că a primit premiul special din partea juriului. Este o pasiune de mic. Mi-a plăcut să cânt. Au cântat și părinții mei și nu am avut ocazia până acum. Și mulțumesc celor care mi-au putut oferi această șansă și am să mă țin în continuare de să merg pe acest drum. Frumos! Foarte, foarte bine și împlinit și mai cu curaj. Pe scenă au urcat nume grele ale folclorului românesc. Vin cu mare drag la Târgu Jiu, pentru că e simțirea mea aici. Aici sunt oamenii care îmi dau, cum să spun, o frumusețe aparte. Din frumusețea sufletelor lor, o aduc și în sufletul meu. Aseară, sala Casei de Cultură a fost neîncăpătoare. Festivalul Maria Lătărețu s-a aflat la cea de-a 12-a ediție și s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor. După reușita din Europe Cup, echipa de basket Energia Târgu Jiu merge în căutarea unei victorii la Târgu Mureș. Meciul este programat mâine în deplasare de la ora 18. Deși au avut un parcurs excelent pe scena europeană, campionatul intern rămâne principalul obiectiv al gorjenilor. După victoria categorică în fața cazacilor de la Astana, basketbaliștii Energiei merg în Ardeal doar cu gândul la victorie. Jucătorii lui Constantinides vor să spargă gheața pe terenul mureșenilor, acolo unde formația gorjeană nu are nicio victorie în confruntările de pe prima scenă a basketului românesc. Mureș, să pămene aici, mulin de singedoși, mulin din autobuzism, bu pleon avem o ομάδα, să προσπαθήσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Nu este vorba numai de Târgu Mureș, la orice meci dorim victorie, mai ales acum căutam mai mult o victorie în deplasare, ca să putem acoperi înfrângerea care am avut-o acasă cu Medias. Și με το Medias είπε και το... Πρέπει να ψάχνουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι για να... Αυτά τρέπε σε κατασί μου ο Βικτόριο Ντεπλασάρε, τότε δάτα, σε εντυλέτης κανόν είναι πρεγκαβητή με το Βικτόριο αλλά όρτσε μέτς. Η Ελ δυνκέται όπως την φορμάτ. Ενεργία μου στην κατμίτσο έδατα του Γκομούρες. Elevii lui Constantinide se află după trei partide disputate în fruntea clasamentului grupei K din FIBA Europe Cup, cu tot atâtea victorii. În schimb, în competiția internă, Energia nu stă tocmai bine în clasamentul la zi. Gorjenii au mare nevoie de o victorie în deplasare pentru a recupera terenul pierdut în debutul campionatului. Din câte știm, este foarte greu, este o sală foarte grea și cu fani, dar noi o să ne pregătim cât mai bine se poate. Oricum și încrederea în sine acum este mult mai mare față de săptămâna trecută, să zicem, o să facem tot posibilul și să obținem victoria la Târgu Mureș. În acest moment, Energia se află pe locul 10, având în cont 8 puncte. Oficialii Stelei sunt revoltați că pandurii se antrenează în Ghencea, iar echipa lui Becali are interzis. Patronul Stelei a avut o reacție nervoasă când a aflat că pandurii se pot antrena acolo. Gorjenii au transmis astăzi un comunicat de presă prin care au dorit să lămurească lucrurile. Mai mult, șeful pandurilor, Narcis Răducan, a invitat Steaua să joace pe stadionul municipal din Drobeta, Târgu Severin. Gigi Becali este în conflict cu Ministerul Apărării, care refuze să încheie un nou contract cu Steaua, care să-i permită să se antreneze în Ghencea. În schimb, scrie presa centrală, pandurii are acces la acest teren contra sumei de 200 de lei pe zi. George Boroi, reprezentantul bazei din Ghencea, spune că tariful este pe oră și că pandurii se antrenează doar o oră. Steaua plătea 30.000 de euro pe lună pentru a folosi baza pentru antrenamente și cantonamente. Astăzi, pandurii au transmis printr-un comunicat de presă că
Am folosit terenul de antrenament din incinta complexului Ghencea și nu terenul de joc, fără a avea nevoie de vestiare, dușuri, refacere sau alte facilități pe care le poate oferi o bază sportivă. Și de această dată s-a procedat la fel ca și cu alte ocazii, când echipa a avut meci programat în București și am închiriat doar un teren de antrenament. De fiecare dată se semnează un contract fiind percepută o taxă care este asemănătoare pentru închirierea unui teren oriunde în țară. Este exact aceeași situație pe care o întâlnim atunci când ne deplasăm la meciuri în orice alt oraș din țară și avem nevoie de teren de pregătire pentru o oră. Pandurii vor rămâne în Ghencea într-un mini-cantonament până duminică. Gigi Becali a declarat în presa centrală că echipa lui Iordănescu a ajuns în Ghencea în baza unei înțelegeri perfectate de tatăl antrenorului Anghel Iordănescu. Înțelegerea ar fi fost cu Gabriel Oprea, fostul ministru de la interne, prieten vechi cu selecționerul României. Mai multe, la venirea sa la Târgu Jiu, se zvonea inclusiv că Edi Iordănescu a fost adus la Pandurii ca urmare a relației bune dintre Gabriel Oprea și Victor Ponta. De menționat că Steaua nu are unde să joace în viitor. În acest context, chiar președintele Pandurilor, Narcis Răducan, a declarat că Steaua poate juca la Severin, unde există toate avizele necesare, inclusiv cel pentru incendii. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV de la ora 19. Colega mea, Mariana Balavu, vă așteaptă la emisiunea Cântec Drag pentru cei dragi, cu dedicații și telefoane în direct. Sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și un weekend minunat vă doresc!